Conduși de pe banca tehnică de fostul mijlocaș al Forestei, Robert Ilieș, harghitenii au deschis scorul în minutul 17, în urma unui penalti transformat de Barna. Pădurariu a stabilit scorul pauzei la 1-1 cu un gol de la aproximativ 30 de metri. În repriza secundă, cei din Miercurea Ciuc au revenit în avantaj după o nouă greșeală a portarului Turiță, speculată de Barna. Formația condusă de Dănuț Mândrilă a restabilit din nou egalitatea în minutul 76, când Buhăceanu a fost faultat în care o advers și tot el a transformat de la 11 metri. Mai mult, în cel de-al doilea minut de prelungire, Curuc a finalizat din voleu un corner executat de Chierariu și a păstrat toate cele trei puncte la poalele Rarăului.